Bună dimineața dumneavoastră, bună dimineața telespectatorilor. Trebuie să cereți cuiva aprobare pentru a implementa această măsură de însemnare a oamenilor care se întorc din alte țări sau? Nu știu, încă mă voi consulta mâine cu juriștii, dar eu am ridicat deocamdată o problemă, pentru că este o problemă reală. Majoritatea cucușitoare a noastră, a cetățenilor acestei țări, ne-am dovedit oameni responsabili, respectând ceea ce ni se recomandă, respectiv ceea ce se dispune de la Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență. Și tocmai această majoritate trebuie protejată. Sunt printre noi semeni inconștienți, irresponsabili, pur și simplu, care am văzut, în loc să stea izolați la domiciliu sau să stea în carantină, așa cum li se stabilește, ei se duc la nunți, ei se duc să chefuiască, umblă printre noi cei sănătoși și cred că trebuie să ne protejăm. Așa cum în concedii putem fie să purtăm o brățară de demipensiune, de ori inclusiv sau așa mai departe, cum la diverse festivaluri ni se pune brățară, ni se pune o ștampilă pe mână. Și aici cred că putem să recurgem la un asemenea mijloc, ori la o brățară, ori la o inscripție care să țină cel puțin 14 zile pe mână, pentru ca care au statutul de izolat sau carantinați se poate fi ușor identificat, dar dacă acum, nu și respectă. Dar acum cum îi verificați? Fac polițiștii vizite la domiciliu? Fac patrule pe stradă? Cum sunt verificați acești oameni în izolare? Da, avem 40 de patrule ale poliției locale care au orașul sectorizat. Fiecare patrulă are răspundere o anumită zonă și pe baza liste pe care o avem cu cei izolați la domiciliu se fac verificările la domiciliu. Ei trebuie să fie văzuți față în față, să-și prezinte buletinul de o anumită distanță. Desigur, nu se ia legătura cu ei. După cea de-a doua ordonanță, mai înăspriți aceste reguli, înmulțiți patrulele, aveți de gând să luați alte măsuri? Trebuie să înmulțim patrulele, numai că nu prea mai avem cu ce, pentru că numărul de polițiști locali este stabilit prin lege, raportat la populația oficială, populația reală e mult mai mare, în fine, altă discuție, și ne va fi foarte greu dacă numărul celor izolați la domiciliu, numărul celor care trebuie verificați, va crește. Deocamdată lucrurile sunt sub control. Mulțumim!